Bărbatul din Iași care se prezenta drept ambasador al Ordinului Suveran al Sfântului Ioan al Ierusalimului, acuzat de procurorii de ICO de trafic de minori, a fost arestat în această seară. Cel puțin 5 copii ar fi fost agresate sexual după ce au fost tracolate prin intermediul a două organizații conduse de acest individ. Unele dintre victime au prins curaj și au povestit prin ce drame au trecut. Atenție, urmează detalii tulburătoare care vă pot afecta emoțional. Probele strânse de procurori în dosarul lui Morel Bolea șochează. Una dintre fete ar fi fost abuzată de 390 de ori. O alta, pe care individul care se prezenta drept ambasador al Ordinului Suveran al Sfântului Ioan al Ierusalimului a atras-o de la școală în organizațiile lui, cu promisiunea unei cariere modă, a povestit, sub protecția anonimatului, visul urât pe care l-a trăit alături de bărbat. Avea 15 ani când Morel Bolea ar fi început să o agreseze, psihic și sexual. M-a răculat și pe mine și pe amica mea cea mai bună. Totul a început treptat, strategic. El este extraordinar în a îmbârliga fetele cu cuvintele alese foarte bine. Ai și vezi ce viitor luminos ai să ai. Am făcut text pentru prima dată în viața mea cu el, cu ochii dintiși. Nu puteam să mă uit nici la el, nici la mine. A fost groaznic. M-a făcut la psihic. Nu mai știam cine eram eu. Pentru această tânără, coșmarul s-a întins pe un an și, spune ea, în aceeași perioadă, Bolea ar fi avut relații intime cu cel puțin alte 7 fete. La 19 ani m-am dus la psihiatru în Iași și doamna psihiatru m-a diagnosticat cu post-traumatic stres. Mi-am zis de organizația asta și zâmbind mi-a zis, eu m-am zis 4 paciente. În dosarul în care este cercetat Morel Bolea, procurorii de ICOT au identificat 5 victime. Părinții acestor fete vorbesc despre faptul că bărbatul dezvoltase o adevărată sectă, în cadrul căreia fetele erau îndepărtate de realitate. Soțul meu tot îi spunea, chiar l-a făcut sub muru. A zis, cum să-i spunea pe domnului președinte? Prima carte care el o juca, când intra o fată nouă în agenție, el zicea, uite, toată lumea crede că noi facem orgii sexuale aici. Crede că noi ne prostituăm, că suntem curvi și curvari. Și vedea cât sunt de geloși pentru succesul nostru. Reținut pentru trafic de minori de procurorii de ICOT, Morel Bolea a fost dus cu o dubă în fața judecătorilor din Iași și ulterior a fost arestat pentru 30 de zile. Acuzațiile sunt extrem de subțiri. Se face apel la pretinse fapte petrecute acum 20 de ani sau chiar mai mult. Se încearcă inducerea unei impresii extrem de negative în ceea ce îl privește pe dumnealui într-o încercare de manipulare, spun eu. Clientul meu, ca și mine de altfel, este surprins de gravitatea acuzațiilor care sunt aduse. Morel Bolea are 65 de ani. În locuința lui, pe care are afișată o cruce malteză, procurorii au găsit la percheziții 60.000 de euro.